Pentru America Ferrera, artista ai cărei părinți au plecat din Honduras în Statele Unite, șansa de a-i fi apreciate calitățile actoricești a apărut odată cu distribuirea tinerei actrițe în serialul TV Betty Cea Urâtă. Remarcabilă interpretarea rolului Betty Suarez în această producție TV nu numai că a stârnit admirația criticii de specialitate, dar a adus protagonistei în 2007 și Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un serial TV de comedie sau musical. And the Golden Globe goes to America Ferrera. Ugly Betty. Oh my God. Oh my God. Interpreta rolului principal din acest film primește tot în 2007, dar pe 16 septembrie, premiul Emmy Primetime, astfel că Ferrera intră într-un același an în posesia două importante premii pentru cariera sa. Pentru America Georgine Ferrera, premiile dobândite de-a lungul carierei sunt în număr mai mare, dar Globul de Aur și Emmy sunt cele mai importante, ele făcând-o lumii mai bine cunoscută. Actrița americană joacă după anul de succes 2007 în alte câteva importante filme, printre ele aflându-se și producții precum Soția Bună, Dragoni sau Jumătate la Cer, ca să numim doar o parte din titlurile de filme cu apariție din 2011 încoace.